Arădeanul Marius Copil a debutat cu o victorie în primul tur al turneului BRD Arad Challenger organizat la Baza Activ. El a avut ca adversar pe jucătorul clujan Patrick Ciocârlă, beneficiar al unui wild card la acest turneu. Victoria jucătorului arădean a avut loc prin abandonul lui Ciocârlă, care se afla atunci în avantaj. Primul set a fost câștigat de clujan cu 6-4, însă a decis să renunțe în setul 2 la scorul de 4-3 pentru Marius Copil. Turneul, dotat cu premii în valoare de 30.000 de euro, continuă mâine, cele mai interesante partide fiind Ungur Sangrin de la ora 17, Crivoi Renevan de la ora 15 și Kemke Riba de la ora 11, toate pe terenul central.